Frașiților, vă invit să ne ridicăm. Vă cer să urmăriți citirea pasajelor biblice, primul rând din Marcu 6, de la versetul 14 la 28, și apoi voi citi din Evanghelia după Luca, din capitolul 3, câteva versete. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus, al cărui nume a ajunsese vestit și a zis. Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau este Ilie, iar alții ziceau este un proroc ca unul din proroci. Dar Irod când a auzit lucrul acesta zicea, Ioan acela, căruia i-am tăiat capul, în înviat din morți. Căci Rod însuși trimisese să prindă pe Ioan și legase în temniță din pricina erodia de nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodiat avea necaz pe Ioan și vroia să-l omoare dar nu putea. Căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea de multe ori, stătea în cumpănă neștiind ce să facă și l-a cu plăcere. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodiada a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Ierod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei, cerem orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ, orice îmi vei cere îți voi da, fie și jumătate din împărăție mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale, ce să cer? Și mama sa i-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina șurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaj de pasă cu porunca de a duce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temnița. L-a dus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Luca 3, versetele 18 la 20. Astfel predica sau propovăduia Ioan rodului Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod Antipa, despre el este vorba, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada nevasta fratelui său Filip și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că închis pe Ioan în temniță, spune Biblia. Puteți să vă reașezați. E o bucurie să fim în casa Domnului în această seară. Binecuvântat să fie Domnul pentru asta. Așa citim în Scriptură că ferice de cei ce locuiesc, nu în cele mai luxoase locuri sau mai plăcute, mai confortabile și de cei ce locuiesc în casa ta. Pentru că ei tot mai pot să te laude. Mulțumesc de sincronizare. Și am lăudat pe Domnul împreună cu frații de la Rad, fratele Danu Negra și fratele care însoțește. De aceea e ferice să fim aici și bine să fim aici. Și apoi mă bucur să fiu în Biserica Domnului din Betania, Cluj. Mulțumesc fratelui Caleb, Nichifor, care, bineînțeles, în acord cu conducerea bisericii, m-a chemat să vă slujesc în seara aceasta. A venit cu bucurie împreună cu soția, vă rug salutări de la Alești și de la Luga și de jos, județul Bihor, unde slujesc. Frați și surori, mesajul pe care Dumnezeu mi-l-a pus pe inimă în această seară, îmi doresc să fie un mesaj de cercetare, în primul rând. Și nu-i cer prea mult lui Dumnezeu dacă îl rog, așa cum se ruga sau spunea psalmistul David, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape. Să ne facă Dumnezeu o cercetare de aproape în seara asta. Și apoi David, dacă simțea că nu-i cercetat, în acela psalm se ruga și eu cred că atunci când a scris psalmul 139, la finalul psalmului David agoniza și spunea Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște minima. Și probabil se repeta, chiar dacă nu se repeta aici cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște inima. Încearcă-mă și cunoaște gândurile. Cuvântul încearcă-mă înseamnă mai mult decât cercetare. Cercetarea înseamnă fior, înseamnă să simți prezența lui Dumnezeu. E o experiență personală care poate fi regăsită și în viața altora. Dar David spune mai mult, dacă nu răspund cercetării tale, încearcă-mă, frânge Cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Vreau să cred că umblăm pe calea asta. Dar dacă cumva cineva în seara asta, prezent aici, noi pe calea asta, îl rog pe Dumnezeu să-l ducă pe calea veșniciei. Probabil pasajul pe care l-am citit e puțin atipic. Am citit despre moartea lui Ioan Botezătorul. Împăratul Irod, Antipa, auzit vorbindu-se despre Isus, al cărui nume ajunsese foarte vestit. Nu vreau să mai recitesc și nu știa exact cine este. O fi, ce zic unii, Elie, alții un proroc sau nu din proroci. Dar el o să ne va, oare nu cumva este Ioan botezătorul, căruia i-am tăiat capul. Și apoi ne este relatat momentul în care, cu bun prilej, rău prilej, în ziua când Ierod și aniversa ziua de naștere, nepoata lui a intrat în sală, de ospăț, a dansat, la a și a chemat-o la el spunându-i, spune ce vrei. Ea, inocentă, copilă, n-a știut. auzit jumătate din împărăție. Ce-o Poate nici măcar nu putea uh, să, să vizualizeze, să priceapă ce înseamnă atâta împărăție. Și s-a dus la mama ei, care era concubina lui Irod Antipa și a zis, mamă, uite ce ofertă mi-a făcut împăratul. Îmi dă jumătate de împărăție, ce să-i cer? Și mama s-a spus, există ceva aici, în preașmă, care pune în pericol toată împărăția. E capul lui Ioan Botezătorul. Și a zis: Vreau să-mi aduci în dată într-o farfurie capul lui Ioan Bătesătorul. Ioan, omul despre care Isus a spus că este cel mai mare sau cel mai mare om născut din femeie. Omul care, îmi place să spun, nu menaja pe nimeni. Vedea viața în două culori, în alb și negru. El nu-i menaja pe liderii politici, nici pe cei religioși. Când au venit unii din cărturari, din farisei, să primească botezul, probabil eu aș fi fost entuziasmat să-i botez pe astfel de oameni. Ioan se uită la ei și, cunoscându-le viața, le spune, le transmite un mesaj care ar fi ofensator pentru noi în seara asta. Nu ne-am permite nici una de aici cât de rău ar putea fi. Pui de năpârci, cine te-a învățat? Sau pui de năpârcă, cine te-a învățat să fugi de mânia viitoare? Oare a făcut -o asta din Duhul lui Dumnezeu? Cu siguranță. Liderilor politici, nici pe aceștia nu i-am nici măcar o dată la patru ani. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău, Filip. Și-a pus viața în pericol pentru asta. Dar ce mai contează? Astfel predica Ioan Evanghelia. Vreau să spun ceva și probabil se uită și nu cred că uh, s-a uitat în Biserica Betania. În maniera aceasta trebuie să începem a predica din nou Evanghelia. Când Evanghelia se predica în două culori, alb și negru, oamenii aveau frică de Dumnezeu. Poate trag o concluzie subiectivă pentru unii. Uitați-vă în istoria trezirilor spirituale. Mă gândesc la Jonathan Edwards, care a predicat faimosul mesaj, păcătoși în mâna unui Dumnezeu mânios. Probabil știți ce s-a întâmplat în dimineața aceea. Când după noapte de nesomn, după zile de post și Jonathan Edwards nici a purtat ochelari și citea manuscrisul, avea schiță, aproape de ochi și a început să citească. Și când a citit, i-a cuprins spaima pe ascultători. Au căzut cu fața la pământ. S-au prins de stâlpii casei respective de rugăciune. Și au invocat mila lui Dumnezeu. Astfel predica Ioan Evanghelia. Ioan i-a predicat lui Irod antipa cu toate acestea. Biblia spune că, în ciuda acestui mesaj, pentru că Ioan îl mustra pe Irod pentru toate păcatele pe care le-a făcut. Biblia spune că pe lângă toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat și pe acesta. Aș putea să spun în această seară a fost penultimul lui mare păcat. Poate pentru unii expresia asta, mare păcat, atrage atenția, dar permiteți-mi această subliniere în seara asta pe lângă toate celelalte rele, a mai adăugat și pe acesta, ca și cum ar fi fost ultimul, înainte să-i taie capul. Și a închis pe Ioan în și apoi la omorât. Mesajul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta, îmi doresc să vină ca răspuns la următoarele întrebări. 1. De ce Dumnezeu îi lasă pe unii să facă ce vor? Poate nu exagerez și nu trag concluzii pripite că este o întrebare care ne frământă pe mulți astăzi. Asta nu înseamnă că noi suntem desăvârșiți sau fără păcat. Dar trăim o vreme în care nu puțin oameni, ci mulți, fac ce vor. Și apoi nu mă refer în primul rând la lumea care zace în cel rău, și la aceia care sunt ca Irod Antipa expuși la Evanghelie, care au avut predici și a predicat cel mai mare om născut din femeie. Un om plin de Duhul Sfânt. Și pe cât de mare a fost, pe atât de zmerit a fost. De fapt a fost pe atât de mare, pe cât de zmerit a fost. De ce Dumnezeu l-a lăsat pe Irod, Antipa, să-i taie capul lui ambotezătorul? Să-l închidă, să adauge păcat după păcat la viața lui? Și de aici se naște întrebarea, de ce Dumnezeu îi lasă pe unii să facă ce vor? să facă ce vor în ciuda avertismentelor. Nu-i puțin lucru să-l fi lăsat Isus sau să-i fi dat harul acesta lui Rod Antipa să audă mesaje de chemare la pocăință. Directe, clare, fără a fi menajat. Trăiești în adulter. Oricum am încercat noi să redefinim păcatul ăsta, numindu-l diferență de cultură sau știu eu altceva. Păcatul este păcat. Și l-a lăsat Dumnezeu să facă ce vrea. De ce Dumnezeu îi lasă pe unii să facă ce vor? De ce îi lasă în ciuda avertismentelor să facă ce vor? Sau de ce ne lasă? De ce n-am folosit, n-aș folosi persoana întâia plural? A treia întrebare. Și totuși l-a lăsat. După toate relele pe care le-a făcut, în ciuda avertismentelor, l-a lăsat să-l închidă pe Ioan în temniță și să-i taie capul. O altă întrebare va fi următoarea. Sau este următoarea. Ce se întâmplă când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem? Ce se întâmplă când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem? Vreau să viu, să vin în această seară înaintea dumneavoastră care răspuns la aceste întrebări cu un mesaj care poartă titlul acesta. Ce adaugi la viața ta? roda un tip adăugat rele la viața lui. Păcat după păcat. La viața noastră putem adăuga fiecare dintre noi câte ceva. Putem adăuga bine sau rău, ascultare sau neascultare. Putem adăuga sfințire sau un tinar. Putem adăuga viață. Sau moarte. Ce adăugăm la viața noastră, am adăugat. Un poet sau o cântare cântată de noi este următoare și viața mea, a ta, e ca o peniță cu care scrii mereu la rând. Și până ultima portiță ce e scris pe inimită bliță, nu se va șterge nici de cum. Ce am adăugat, Vom fi adăugat. Dar întrebarea e pentru noi în seara asta: ce adăugăm la viața noastră? De ce Dumnezeu îi lasă pe unii să facă ce vor? Am să încerc să răspund la întrebarea aceasta, să aduc câteva răspunsuri pe care le întâlnesc în discuție cu frați, cu surori, cu semen. Atunci când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem. S-ar putea să tragem concluzia pripită că Dumnezeu este bun. Am și oferit răspunsul deja. S-ar putea să tragem concluzia pripită, subiectivă, că Dumnezeu este bun. Dacă n-aș fi adus răspunsul deja și nu l-aș fi anticipat și aș fi întrebat câți din cei prezenți aici credeți că sunt oameni pe care Dumnezeu lăsându-i să facă ce vor. Câți credeți că ei trag concluzia că Dumnezeu e bun cu ei? Sunt puțini aceia? Nu, sunt mulți. Sunt mulți. Adevărul nu este acesta. Când Dumnezeu mă lasă să fac ce vreau, nu-i bun cu mine. Nu-i bun cu Dumnezeu. Poate ar trebui să ne sperie afirmația asta, nu știu dacă ne mai sperie. Dacă nu i bun cu mine, cum poate fi altfel? Aspru cu mine. Aspru cu mine. Cineva spune așa, dacă pretind sau pretinzi că ești creștin și trăim sau trăiesc, trăiești în păcate ascunse, și Dumnezeu nu intervine în viața mea, în viața Domnului Mă lasă să fac ce vreau. Să-mi pun semne de întrebare, serioase de întrebare, dacă sunt copilul lui. Pentru că dovada exclusivă a lui Dumnezeu este următoarea. Spune exclusivă. Când facem ce vrem, când ne abatem de la calea lui, Dovada exclusivă este aceasta. El se poartă cu noi ca și cu niște fii. Suferiți pedeapsa Domnului. El se poartă cu noi ca și cu niște fii. Dacă părinții noștri trupești, atunci când ne călcam cuvântul, când nu-i ascultam, lui au, nu-i și bine au făcut pentru asta. Bine au făcut ca au luat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut un tată care a luat nu iau și cureaua la mine. Știu că sunt împotriva științei sau așa zise științe astăzi și apsiologie de astăzi. A luat nu iau și cureaua și ne-au pedepsit. Și au fost buni cu noi. Dumnezeu care este infinit mai bun, nu ne poate lăsa să facem ce vrem. Eu mustru și pedepsesc, spune Biblia în Cartea Apocalipsa, pe toți aceia pe care îi iubesc. Cu alte cuvinte, dacă nu mă mustră, dacă nu mă încearcă, dacă nu mă modelează, dacă nu mă curăță, el nu mă iubește. Eu sunt un copil din curvie, din flori și nu fiu. Sunt fiu atâta timp cât sunt în mâna olarului. Sunt fiu atâta timp sau în viță cât timp el lucrează la caracterul meu. Amin. În psalmul 25 un psalm cunoscut și cântat în același timp. La tine, Doamne, înalți sufletul, în tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine, dar tot cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce depărăsesc fără mei. Arată-mi, Doamne, că ele tale, învață-mă cărările tale, povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă că Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurare și bunătatea dacă sunt veșnice. Nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea când nu aveam pricepere. Nu-i spune treci cu vederea, nici de fără de mele, ci adu aminte de mine după îndurarea ta pentru bunătatea ta, Doamne. Atenție la versetul 8. Domnul este bun și drept. De ce? Că nu mă lasă să fac ce vreau. De aceea arată El păcătoșilor calea. David a mărturisit. În Psalmul 119 până deci ce am fost merit, ce făceam? Rătăceam. Dar acum păsesc cuvântul tău. E spre binele meu că mai ai smerit. E ferice de noi dacă El ne frământă, frații mei. Dacă nu ne lasă să facem ce vrem. E bun cu mine nu lăsându-mă să fac ce vreau, și modelându-mi caracterul. Altcineva va spune, Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem, probabil nu mai interesat de acele standarde despre care noi citim în Scriptură. Dumnezeu nu vede, nu interesat și nu vede, nu-i totuna, evident. Frați și surori, una din afirmațiile pe care noi le spunem astăzi sau le folosim potrivit cu cele scrise e că Dumnezeu nu se schimbă niciodată în el. Nu există schimbare nici umbră de mutare. Așa este? Dumnezeu nu-și coboară niciodată ștacheta. Dacă Dumnezeu s-ar schimba, n-ar mai fi Dumnezeu. Cu alte cuvinte, n-a coborât ștacheta. Nu înseamnă că nu-l mai interesează. Nu înseamnă că nu vede. Deși unii trag această, uh, uh, folosesc din nou expresia, concluzie pripită. În psalmul 95, uh, uh, 94, David spunea, Doamne Dumnezeu răzbunătorilor, Tu Dumnezeu răzbunătorilor arată-te, scolă-te judecătorul pământului și răspătește celor mântui după faptele lor. Până când vor birui cei răi, Doamne? Până când vor birui cei răi? Ei țin cuvântări puternice, vorbesc cu trofie și tot ce ce fac răul se fălesc. Ei zdrobesc pe poporul tău, Doamne, și asupres moștenirea ta. În junghe, pe văduvă și pe străin, ucit pe orfan și zic, nu vede Domnul. Și Dumnezeul lui Iacov nu-i aminte, nu-i pasă. Totuși, Învățați-vă minte, oameni fără minte, când vă veți înțelepți nebunilor, cel ce a sădit urechea s-ar putea să n audă cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă, nu vede Dumnezeu. Unul din numele pe care Dumnezeu îl poartă, pe care el a descoperit și o femeie pe nume Agar, când fugea de stăpâna ei de Sara, când a întâlnit-o Dumnezeu în pustiu, a zis, ce face Agar? Păi am fugit de stăpâna mea se poartă rău cu mine, pentru că era însărcinată, s-a uitat de sus la Sara, i a început să o invidieze, a prigonit-o și a fugit. Și când era în a venit Dumnezeu, și a și-a întrebat tot ce faci și a spus, fug de stăpâna mea, întoarce-te la și fii supusă. Tu ești însărcinată, vei naște un fiu, îi pun numele Ismael, va fi un măgar sălbatic, toți împotriva lui și el împotriva tuturor. În momentul acela, contextul acela, Dumnezeu îi deschide ochii și vede un izvor de apă și îi pune numele El Roi, Dumnezeu care vede. Vede Dumnezeu? Salmul din care am citat în seara asta, Doamne Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști când stau jos și când mă scol, de departe în pătruns gândul, știi când mă culc, când adorm și cunoști toate căile mele. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl știi întru totul. Mă înconjor pe dinapoi, pe dinainte, spui mâna peste mine. O știință, o ființă atât de minunată, este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Apoi versetul 7. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde voi fugi departe de fața ta? Știm versetele acestea. Dacă mă sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată, te și acolo. Dacă voi lua ripile zonă și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo ești. Unde să fugim de tine, Doamne? Stăm mă seara asta în prezența unui Dumnezeu care vede totul. Ochii lui sunt ca focului și picioarele ca și prinsă. De ce ne lasă să facem ce vrem? E bun cu noi? Nu. No. Nu vede sau nu mai ține cont de ce fac oamenii? Ba da, și ține cont și vede. Un al treilea răspuns care se apropie oarecum de adevăr este că Dumnezeu are milă de a lasă pe unii să facă ce vor. E drept asta, frații mei. Stimați prieteni, e drept că Dumnezeu are milă. Vă spune cineva, dar unde e dreptatea lui? Dreptatea nu exclude mila. Și mila nu exclude dreptatea lui Dumnezeu, are milă. Dar atenție, mila nu înseamnă mântuire. Mila nu înseamnă că trece cu vederea păcatele. Mila nu înseamnă că Dumnezeu nu va cere socoteală omului de ce face. Are milă. Are milă. Mila lui ne ține în picioare în seara asta. Datorită harului său suntem aici în această seară. Binecuvântat să fie numele lui. Ei, mila asta într-o zi se gata. Și Dumnezeu chiar că ne lasă să facem ce vrem. De ce Dumnezeu îi lasă pe unii să facă ce vor? Nu înseamnă că e bun, nu înseamnă că nu vede. Are milă. Dar mila lui nu ține la nesfârșit. Eu cred că a avut milă pentru Irod, Antipa, până la păcatul acesta. Până când l-a închis pe Ioan în temniță. Până în momentul acela, Irod, Antipa, l-a ascultat pe Ioan cu plăcere, neștiind ce să facă, stătea în cumpără. Până în momentul acela, Dumnezeu a avut milă. În Ieremia, capitolul 15, versetul 5, Biblia spune așa, mai părăsiți, zice Domnul. Sau versetul 15, mai părăsiți, zice Domnul, ai dat înapoi, de aceea mă întind mâna împotriva ta să te nimicesc, sunt sătul de milă. Sătul de milă. Domnul mi-a zis, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfătrișa înaintea mea, tot nu aș fi binevoitor față de poporul acesta, față de care a avut milă. Izgonește-l dinaintea mea, ducă -se. Și dacă vor zice, dacă îți vor zice unde să ne ducem, să le răspunzi. Așa vorbește Domnul la moarte, cei sortiți morții, la sabie, cei sortiți săbiei, la foamete, cei sortiți foamete, la robie, cei sortiți robiei mai părăsi, zice Domnul, versetul 5, 6, ai dat înapoi, dacă ce am întind mâna împotriva ta, să te nimice, să însătul de milă. Am încercat să răspund la prima întrebare. De ce Dumnezeu îi lasă pe unii să facă ce vor? Doi, ce se întâmplă când Dumnezeu își trage mâna? Ce se întâmplă când Dumnezeu nu ne mai expune la Evanghelie? A nu se interpreta greșit că nu mai auzim predici. Le putem asculta pe YouTube. Că nu mai ascultăm cântări. Chiar putem veni la biserică. Sau putem cumpăra un CD-ul. Ce se întâmplă când Dumnezeu îi lasă pe unii să facă ce vor? Când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem și își trage mila de peste noi. Nu ne mai putem opri. Când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem și nu intervine în viața noastră, nu mai lucrează la caracterul nostru și nu ne mai expune, vom vedea ce înțeleg eu prin asta la Evanghelie. Nu ne mai putem opri. Biblia spune despre Irod, Antipa, că atunci când a venit această adolescentă să ceară capul lui Ioan Botezătorul, Biblia spune că împăratul s-a întristat foarte mult din pricina jurămintelor sale. Și din pricina oaspeților, aici spune, n-a vrut să zică nu. Cred că nu forțez pasajul biblic dacă spun în seara asta că n-a putut să mai spună nu. De vreme ce l-a ascultat cu plăcere pe Ioan Botezătorul, și mai fac o observație aici. Se temea de Ioan. De ce se temea? De garda lui de corp? Știți de ce se temeau cândva cei de afară de pocăiți? Îi considerau oameni al lui Dumnezeu. Oameni al lui Dumnezeu. Despre John Knox, regina regatului unit din vremea aceea, Marei Britanii, Cred că Elisabeta II spunea: Nu mă tem atât de mult de toată armata Scoției, cât mă tem de rugăciunile lui John Knox. Se temea de Ioan. Îl considera un om sfânt. Era Dumnezeu cu el. Era totul Dumnezeu, Dumnezeu în el. Îl asculta cu plăcere până într-o zi, ar fi putut să se oprească. Stătea în cumpără. Într-o zi n-a mai putut să spună nu. Acesta este adevărul trist. Când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem, nu ne mai putem opri din rău. Nu te mai poți opri din păcatul din care ai gustat o vreme. Sunt atâția care spun, frate, m-aș lăsa, dar nu mai pot. Veneam într-o seară de la biserică din Lugașul de Jos. Era în săptămâna Marea Paștelui, cu câțiva ani de zile în urmă, vreo cinci ani, și când a venit spre casă, am întâlnit un bărbat, am copilărit cu el în biserică. Nu vreau să spun multe despre el ca să nu ofer indicii care pune în umbră familie. I-am rostit numele și am zis, n-ai vrea să vii săptămâna asta la biserică. E săptămâna mare. Îl știam a fi un împătimit al alcoolului. Un bețiv care nu se mai putea opri. Mi-a rostit numele și a zis, cum îmi ziceau Prietenia acasă de la Iosif Ioșca, influență maghiară. Zic, dacă ai venit la biserică, i-am spus eu, poate Dumnezeu te-ar putea elibera de duul acesta, sau nu poate, te-ar putea elibera de duhul acesta de alcool. Și ce mi-a spus Ioșca? Tu nu știi ce înseamnă să te ia alcoolul pe dinainte. Când am auzit, am făcut ochii mari și am zis, Doamne, îți mulțumesc că niciodată n-ai lăsat păcatul să mai ia pe dinainte. Vrei să te oprești și nu mai poți. Din alcool, din tutun, din imaginile murdare cu care strănești mintea, nu mai poți. Spunea cineva de dată recentă, de 2 ani, de 2 ani îl tot mărturisesc pe unul. Mie mi se pare asta absurd de-a dreptul. Mereu mărturisește. Iar am căzut, iar am căzut, iar am căzut. E ca și experiența acestui om, eu o compar cu ceea ce spunea Isus. Dumnezeu, odată când iese afară din om, umblă prin locuri pustii, căutând o dignă și nu o găsește, atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit și când vine, ne-o găsește goală, măturată și împodobită. Iese din nou. Intră, iese, intră, iese. Nu te mai pot opri. Când Dumnezeu mă lasă să fac ce vreau, nu mă mai pot opri. Am cunoscut oameni, ca să spun, mulți, nici nu vreau să știu, să fie puțini, de n-ar fi fost nici unul, care mi-au spus, eram un împătimit al jocurilor de noroc. Intram. Intram la păcănel, intram în uh, uh, cazinouri și stricam într-o noapte sute, mii de euro. ieșeam de acolo și mă blesteam, mamă. Că nu o să mai intru niciodată acolo. Și din nou mergeam. Până când Dumnezeu mi-a ieșit înainte. Nu te mai pot opri. De ce Dumnezeu sau ce se întâmplă când Dumnezeu îi lasă pe unii să facă ce vor? Nu se mai pot opri. Știi că faci rău și nu te mai poți opri. Știi că te duci la ușa femeii stricate și familia suferă. Nu te mai poți opri. V-ați întrebat de ce spune Biblia într-o împrejurare? Boul și măgarul cunosc iezulea stăpânului? Dar omul nu vrea să mă cunoască. De ce îl pune Uh, uh, Isaia 1 cu trei, bine că n-am spus cartea, proverbele, aveam eu un dubiu că nu scrie chiar în proverbe, Boș își cunoaște stăpânul, măcar își cunoaște Iislea, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu-i aminte la mine. Am crescut la țară și probabil se vede asta, nu e nicio problemă. Am avut boi, vaci roșii, bivolițe, am avut... Animale în curte, de câte ori le dădeam drumul dimineața, seara se întorceau fiecare la ieslea ei, vită, sau ce-am avut acasă. Oamenii de știință spun că atunci când duci un animal departe de casă, un câin, o pisică, e posibil să se întoarcă acasă. La zeci de kilometri distanță s-au întors animale, câini, pisici acasă. Omul nu se mai poate întoarce. Și ca să nu fac o nedreptate lui Dumnezeu în această seară, lăsând să se creadă că noi ne-am putea întoarce, trebuie să fac următoarea afirmație. Ne-am născut cu incapacitatea de a ne întoarce. Când Adam a căzut în păcat, ne-a tras și pe noi toți. Și ne-am născut cu incapacitatea de a face stânga, stânga în prejur. Cu incapacitatea de a ne împotrivi păcatului. Când Adam a căzut în păcat, capacitatea de a spune nu păcatului a devenit o incapacitate. Ei, cu atât mai puțin s-ar putea opri cineva din păcat atâta vreme cât adaugă păcat după păcat la viața lui. Mărturisesc în seara asta. Că noi suntem aici nu pentru că noi ne-am întors. Ne-a întors El. Haleluia! 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 El ne-a mântuit! Dorița de a ne pocăi n-a venit de la noi, de la El! Binecuvântat să fie numele Lui! Psalmistul spune, îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine, El mi-a ascultat strigătele, El m-a scos și ne-a scos din groapa pe ei. El ne-a scos din fundul moțirlei. El ne-a dat putere să urcăm și ne-a pus picioare pe stâncă. El ne-a întărit pașii. El pune în gură cântare nouă. Este Isus Hristos. Haleluie! Haleluie! Nu noi ne-am oprit. Ei, cu atât mai puțin, când cineva adaugă păcat după păcat la viața lui, dar fiind faptul că s-a născut cu această incapacitate de a se opri, chiar că nu se mai poate. Chiar că nu se mai poate. Când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem, bat furtunile ca împotriva lui Iona și Iona se duce pe fundul corăbiei și doar dus nu se mai poate întoarce. A coborât până în adâncimile pământului, toate valurile și toate talazurile tale au trecut pe semne. Ziceam să-mi pierd dinaintea ochilor tăi. În strântorarea mea mi-am adus aminte de Domnul. Aleluia! Aleluia! Dacă cineva nu se mai poate opri, există cineva aici care poate să te oprească. Este Isus Hristos. Este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Este acela despre care psalmistul spune în psalmul 24, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Cine este Domnul cel tare și puternic? Domnul cel vitează în lupte? El este împăratul slavei. El este acela care te poate opri. El este acela care te poate ierta. Este acela care ne poate ridica. Dacă mai are milă față de noi. Eu nu știu asta. Ar trebui să conștientizăm fiecare dintre noi dacă mai are milă. Când el ne lasă să facem ce vrem, nu doar că nu ne mai putem opri, știți ce se întâmplă, adăugând păcat după păcat la viața noastră, umplem paharul. Pe lângă toate celelalte rele pe care le făcuse a mai adăugat și pe aceasta. A umplut paharul. Uitați ce spune Biblia în Tesaloniceni. Apostolul Pavel spune tesalonicenilor următoare cuvinte și citesc. Prima epistolă, capitolul 2. Iude aceștia, Versetul 15: Au murit pe Domnul Isus și pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt răjmași tuturor oamenilor. Că cei ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel, ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar la urmă îi ajunge nu mila, mânia lui Dumnezeu. Vârf Păcatelor tale, s-ar putea să pui. Eu nu știu care e ultimul păcat pe care Dumnezeu te lasă să-l faci. Nu știu. În cartea Geneza, capitolul 15, uitați și spune, sau vă reamintești și spune Dumnezeu lui Avram. Lui Avram. Și Domnul a zis, versetul 13 lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei, acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă vezi ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o fericită. În al patrulea neam, ia sămânța ta, se va întoarce aici că nelegiuirea a moriților. nu și-a atins vârful. Într-o zi, Rodantipa a pus vârf păcatelor lui. Vă spune cineva, n-am atâtea ca să pun vârf. Stimați ascultători, frați și surori, a pune vârf păcatelor nu înseamnă, în primul rând, a face multe păcate. Când cineva își închide ușa harului și a mântuirii, respinge Evanghelia, asta înseamnă sau poate însemna să pui vârf păcatelor tale. Irod îl asculta cu plăcere. Într-o zi a închis ușa acestui har. Nu trebuie să comiți păcate multe, ci să calci în picioare Harul lui Dumnezeu. Mai ales după ce am fost luminați, după ce am gustat darul ceresc, după ce ne-am făcut părtași Duhului Sfânt. Și ne-a udat Dumnezeu, Evrei, capitolul 6, un pasaj foarte interpretat. Va spune cineva acolo, nu-i vorba, că Dumnezeu le apără pe cineva. Uitați-vă, stimații mei, frați și prieteni, la istoria lui Israel, care plătește până astăzi. Dacă Dumnezeu este doar dragoste, de ce plătește neamul acesta? De ce? De ce culeg și astăzi roadele neascultării lor? De ce? Pentru că Dumnezeu este Sfânt. Pentru că Dumnezeu este sfânt. Pentru că Dumnezeu este sfânt. Există un moment în care poți să umpli paharul. L-a lăsat Dumnezeu pe Irod să adauge păcat după păcat până în momentul acela. Din momentul acela și-a luat mâna de peste ea. vârf păcatelor noastre punem atunci, când în ciuda faptului că Dumnezeu ne expune la Evanghelie, noi spunem, nu ne pocăiem. Știi că s-ar putea să pui vârf păcatelor tale? Știi că atâta timp, sau știm noi că atâta timp, cât stăm indiferenți față de o mântuire așa de mare, s-ar putea să punem vârf păcatelor noastre? Uităm pilda smochinului neroditor, despre care nouă ne place să spunem că Dumnezeu este mereu, Dumnezeul încă, sau a șansia a doua, a șansei a, șanse a treia, și din nou unei noi șanse. asta e poveste. Un om a sărit un smochin în viața sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Și a zis vierului, tai-l! La ce să mai cuprindă pământul degeaba? Și vinul a zis, Doamne, mai lasă-l! Încă un an, încă un an, încă un an, Anul acesta. Am să-l sap, am să îi pun gunoi la rădăcină, am să-l ud, am să-l expun, am să-l cercetez, am să-l aduc la biserică, am să-l expun la cântare, am, am să-i las, să las părinții în viață, să-l cheme la biserică. Anul acesta mai lasă. -l. Dacă nu, îl vei tăia. Pilda smochinului neroditor nu ne vorbește despre șanse la nesfârșit, ci despre o ultimă șansă. Ne place să spunem că Dumnezeu este Dumnezeu o șansă a doua, a treia, a zecea, a douăzeci, e fals. E fals. Eu nu spun câte șanse va da Dumnezeu cuiva, dar știu că cineva poate pune vârf păcatelor lui. Și când cineva pune vârf păcatelor lui, în urmă îl ajunge mânia lui Dumnezeu. Știm ceva? Dacă Dumnezeu n-a cruțat-o pe nevasta lui Lot pentru o banală privire înapoi, pentru același păcat nu ne va putea cruța pe nici unul dintre noi. Nu l-a cruțat pe Anania și Safira când va judeca acesta e standardul după care Dumnezeu judecă. Pentru același păcat nu ne va putea cruța pe noi. Dacă n a cruțat biserica din Efes, Smirna mai are sămânțe evanghelică, Pergam, Sardes, Tiatira, Filadelfia și la Odiseea. Dar trebuia să spun altceva întâi, dacă n-a cruțat ramurile firești, Cum ne poate lăsa mintea să credem că ne va cruța pe noi? Dacă nu l-a cruțat pe Israel, nici pe noi nu va face. De ce? E sfânt. În anul morții împăratului Osi am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie foarte înalt. Și polele mantei lui umpleau templul. Am văzut serafimii care aveau șase aripi, cu două și acopereau fața, cu două picioare, cu două zburau. Și strigau unul către altul și ziceau, e dragoste, e dragoste, e dragoste, Dumnezeu e bun că ne iartă și ne lasă să facem ce vrem. Ăsta e refrenul predicilor, ăsta e refrenul cântărilor, de-aia ne permitem să ne tragem, iertați-mi expresia cu Dumnezeu de șiretul, de ne permitem să venim cu bocan și murdar în prezența lui Dumnezeu, cu hainele murdare, de aia. Refrenul Evangheliei nu este acesta, ci este următorul. E refrenul din cer. Din cer. L-am văzut, spune Ioan, pe el. Am văzut cele șase făptori, cele patru făptori, vii cu șase aripi. Am văzut pe cei 24 de bătrâni care își aruncau conunile și făturile vei strigau. Sfânt! Ăsta trebuie să fie refrenul cântărilor și al predicilor. Sfânt! Sfânt! Este Domnul Dumnezeul cel atotputernic. Este Domnul Oștirilor, Isaia 6. Am citat din Apocalipsa 4. Sfânt! Asta se strigă neîncetat în cer. Ăsta e refrenul din cer. Ăsta ar trebui să fie refrenul cântărilor, a mesajelor din vremea asta. Ăsta! A venit la mine un frate de aici, din zonă. Un frate păstor și a spus, frate Iosif, nu vreau să îmi atrag vreo laudă sau ceva în seara asta, prin următorul exemplu. Și a zis, tu ești prieten cu fratele Iosif, nu-i spui dacă se poate să îndulcească un pic mesajele. Mi-a tremurat inima, mi-a tremurat inima și m-am dat seama că asta e vremea în care ascultătorii strigă de la noi, gădilați-ne urechile. Refrenul mesajelor trebuie să fie, repet, acesta, Sfânt! Sfânt. Sfânt. Este Domnul Dumnezeul cel tot puternic. Dumnezeu care era. Dumnezeu care este. Și Dumnezeu care vine. De mii de ani în cer se strigă. Sfânt! Sfânt. 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 Este Domnul Dumnezeul cel tot puternic. Dumnezeu care era, Dumnezeu care este și Dumnezeu care vine. Haleluia! Haleluia! Am convingerea că dacă vom schimba refrenul cântărilor și mesajelor noastre, vom păși cu teamă aici. Pentru că Pavel spune nevrei, noi nu ne-am apropiat de un munte care putea sau nu putea fi atins nici de nor, nici de negură. Nici de glasul care vorbea în așa fel încât Moise, încât Moise care era familiarizat cu prezența lui Dumnezeu, nu și-a permis să fie, să se obișnuiască în prezența lui. Țineți minte ce spune Pavel, încât Moise a zis: Sunt îngrozit și tremor. Tu, Moise, te-ai îngrozit în prezența lui Dumnezeu. Eu nu mai tem, Moise. Eu nu mai tem să predic dacă trăiesc în păcate. Eu nu mai tem să slujesc, să cânt dacă fac ce vreau. Nu mă mai tem, Moise. Tu te-ai temut, Moise. De ce te-ai temut? Pentru că într-o zi când Moise păștea turma socului său, Ietro, preotul Madeanului, s-a apropiat de muntele lui Dumnezeu. A văzut un rug și a încercat să se apropie de rugul acela. Și Dumnezeu a spus, Moise, Moise, de vrei să te apropii, descalță-te întâi. Locul pe care calci, spânt. E sfânt locul acesta. E sfânt locul acesta. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiească frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care turnat pe capul lui Aron se coboară pe barbă, pe marginea veșmitelor lui. Un de lemn era un element sacru. Prezența noastră aici, întâlnirea din seara asta este una sacră, sfântă. Ei Dumnezeu aici. E Duhul Sfânt aici. Este Isus aici. Prin faptul că s-a cântat despre El, prin faptul că se predică cuvântul Lui, cuvântul Lui Dumnezeu predicat sau cântat, are aceeași valoare ca și prezența Lui fizică aici. Este Isus aici în seara asta. Haleluia! Când ne lasă să facem ce vrem, nu ne mai putem opri. Punem vârf păcatelor noastre. Conștientizăm ce facem, dar nu ne mai doare ce facem. Dați-mi voi să spun ceva. Timpul știu că s-a dus să mai adaug ceva în seara asta. Conștientizăm ce facem, dar nu ne mai doare ce facem. Știm că e păcat, dar nu ne mai doare. pe Irod nu l-a mai durut. Spuneam bisericii în care slujesc, nu odată, toate ne dor, mai ales bolile. Problema este că în biserici nu mai doare păcatul. Psalmul 38, de la primul verset, Doamne, nu mă mustra în mânia Ta și nu mă pedepsi în urcia Ta, versetul 2, că săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta fața, supra mea, a fost asupra mea, n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. În carnea mea, din pricina mâniei tale, nu mai este nici o în oasele mele, în urma păcatului meu, căci fără mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miros greu, nu ale fraților. Ale mele miros greu, sunt pline de coptură. Dar de ce spune asta psalmistului? De ce? Pentru că în versetul 18 spune: Mărturisesc fără de legea și mă doare. Nu că m-a descoperit Dumnezeu. Mă doare că am păcătuit împotriva lui. Frați și surori de la Betania, poate pentru unii o exagerare. Următoarea întrebare. Unde mai sunt bisericile acelea în care dor nu bolile, ci păcatele? Unde sunt? Mi-ar plăcea să spun că e la biserica aceea. Sau la Lugasul de Jos. Nu spun că nu există persoane pe care... Păcatele sau în viața cărora păcatul nu mai produce durere. Mai sunt, dar sunt puțin. De ce nu ne mai doar păcatele? Când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem, conștientizăm ce facem, dar nu ne mai doare ce facem. Cum aș putea în concluzia mesajului din seara asta? Să provoc eu durere pentru păcat? Să strig? Nu să chem pe fratele Manu să ne dea niște acorduri de orgă și să cânte. Dacă timpul ne permite și stați, vom cânta. Ce ar putea produce durerea asta pentru păcat în seara asta aici? Avertizmentul dat bisericii din Efes, din Apocalipsa 2, pentru mine este unul care trebuie luat în considerare. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă. Umblă prin mijlocul celor șapte sfernice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta, răbdarea ta, știu că nu poți suferi pe cei că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Ei găsi mincinoși, știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit, dar am ceva împotriva ta. Este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte dar de unde ai căzut și pocăiește-te. Întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, vin și vă iau corul din biserică. Vă iau păstorul bisericii. Vă iau pe cântăreți din biserică. Vă iau decorul bisericii, vă iau amvonul bisericii. Nu? Dacă nu ne pocăim, dacă nu te pocăiești, voi veni la tine și voi lua sfârșnicul din locul lui. Biserici extraordinare, avem case de rugăciune extraordinare. Mă tem să nu fie lipsite de prezența asta lui Dumnezeu, care este singura care mai produce teamă, durere pentru păcat. Nimic nu poate înlocui. Nici o liturghie, nici o predică, nici o slujbă, nici un ajutor din afară, toate sunt surogate. Singura, singurul lucru sau element care poate produce durere pentru păcat este prezența lui Dumnezeu. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În seara asta, la Betanie, ar trebui să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, aprinde sfeșnicul Tău. Dacă rog pe Dumnezeu în seara asta să-L aprindă numai 10 minute, deși de drept ar trebui să lumineze tot timpul aici am convingerea că ne-am vedea hainele murdare, încălțămintea murdare, ne-am sfâșia inimile în prezența Lui și am spune, Doamne, ai milă de noi. Aprinde, Doamne, sfeșnicul aici. Aprinde, Doamne, sfeșnicul aici. Că ne lasă să facem ce vrem, nu ne mai putem opri. Umplem paharul, conștientizăm ce ni se întâmplă, dar nu ne mai doare și ca și în cazul lui Rod Antipa, Dumnezeu nu ne mai vorbește. În noaptea în care a fost vândut și dus de la Ana la Caiafa, de la Pilat la Irod, în fața lui Rod Antipa, Iisus n-a mai scos nici măcar un cuvânt. Că ne lasă să dăugăm păcat după păcat la viața noastră, nu ne mai vorbește. Spuneam, nu ne mai expune la Evanghelie, Asta nu înseamnă că n-auzim Evanghelia. O putem auzi. I-a spus Dumnezeu lui Isaia în capitolul 6, când a auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit, cine va merge pentru noi, iată mă, trimite-mă. Și Dumnezeu îi spune, Isaia, îți dau titlul predicii, împietrește inima acestui popor, lasă-l să audă, dar să nu înțeleagă. Lasă-l să vadă, dar să nu priceapă. Când Dumnezeu nu mai îmi vorbește, aud, dar nu mai simt cercetarea lui. Aud cântare, aud predici, dar nu mă mai doare păcatul. Mă întreb în această seară, Doamne, ne vorbești? Ne vorbești, Doamne? Ne vorbești, Doamne, în seara asta. Vorbește-ne, Doamne. Dule vină. Doamne, prinde sfeșnicul Tău aici. Chiar dacă mi se vor vedea hainele, mie, în primul rând, Doamne, aprinde sfeșnicul Tău aici. Aș vrea să ne ridicăm. Irod a fost lăsat să adauge păcat după păcat la viața lui. În seara asta ce vrei să adaugi la viața ta? Poți adăuga pocăință? Poți adăuga smerenie? Poți adăuga căință? Poți adăuga poate doar un strigăt, cercetează-mă, Doamne! Cercetează-mă, Doamne! Poți să spui, Doamne, expune-mă în seara asta, asta înseamnă cercetare. Poți să spui, Doamne, vorbește-mă în seara asta. Vorbește-ne, Doamne. Vorbește-ne, Doamne. În rugăciunea aceasta de final, pe lângă rugăciunea de cercetare personală, le-am spus fraților, ca și biserică trecem prin un moment destul de greu, fratele păstorii bolnavă acasă, noi ca familie ne-am scos fica din spital, săptămâna aceasta din Cluj a fost operată. Vă chem să strigăm către Dumnezeu și strigătul nostru nu de disperare, de biruință. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că este cu noi și să-i mulțumim că va da biruință de plin. Dar în prima parte spune, Doamne, vorbește-mă seara asta, cercetează nu mă mai lăsa să dau păcat după păcat la viața mea. Oprește-mă, Doamne! În cartea Osia, Biblia spune, Efraim s-a lipit de idol, lasă-l în pace. Pe niciunul dintre noi vreau să cred, el nu ne-a lăsat în pace. Doamne, Tu ne-ai adus aici. Ne-ai adus aici. Nu ne -ai lăsa în pace. Ne rugăm acum. Strigăm către Dumnezeu acum. Vorbește-ne, Hallelujah.